A avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care a avut o singură temă, sigur cum pe urmă zi, și anume identificarea unui spațiu care va putea fi folosit pentru carantinarea persoanelor care vin din zone de risc, dacă se va întâmpla așa ceva. Sigur că ar trebui să ne luăm măsuri, nu vrem să căutăm soluții pe ultima sută dacă un astfel de risc există. Astăzi el nu există. Toți cei care au sosit în Brăila din diferite zone, să zicem, adiacente zonelor afectate, respectiv din Italia în cazul nostru, sunt în carantină la domiciliu pentru că nu provin, n-au intrat în contact cu acele zone închise astăzi, așa cum ați văzut pe toate canalele de știri. Și vorbim aici de 5 adulți și 2 copii care nu prezintă nicio simptomatologie, sunt în regulă, sunt bine sănătoși, doar că pentru că au tranzitat în ultima perioadă, în ultimele 14 zile Italia, se supun acestor reguli. Oamenii au înțeles, medicii de familie monitorizează, ei stau închiși la domiciliu până când va trece această perioadă și ei vor ieși din zona oricărui risc de a putea fi infectați cu acest virus și, sigur, pentru a evita transmiterea acestui risc mai departe. Vreau să fie foarte clare lucrurile. Astăzi nu avem vreun risc în Brăila. Nu avem persoane care sosesc din zona aflată în carantină în Italia. Deci nu avem un risc iminent din acest punct de vedere. Ne-am luat toate măsurile astfel încât să monitorizăm, să gestionăm pe toți cei care provin astfel de zone. Am solicitat operatorilor de transport să ne comunice atât din Brăila cât și din Galați, printr-o bună comunicare cu Prefectura Galați, să ne comunice toate cursele internaționale care urmează să sosească în zona noastră, cele regulate sau cele ocazionale, astfel încât să-i putem, prelua și monitoriza din timp, deși oricum există o altă procedură la nivel național, pe oriunde ar intra, în orice punct vamal din țară, vor intra aceste mijloace de transport. Cei de acolo sunt obligați să comunice direcție județeană de sănătate publică și la fel ei vor fi monitorizați. Vreau să spun lucrurile foarte clar. Nu există vreun risc astăzi, nu sunt situații, nu există un pericol iminent, dar acestea sunt niște măsuri pe care trebuie să ni le luăm, pentru că eu nu-mi doresc să fim luați pe nepregătite, așa cum știți că e o vorbă, și e mai bine să luăm măsuri care sper să se dovedească inutile la un moment dat, dar să fim acoperiți. Legat de spațiul acela despre care vorbeați, e undeva într-o zonă mai izolată sau e aproape de locuințe? Este un spațiu care se pretează la a fi protejat, ca să spun așa, astfel încât să nu poată intra în contact cetățenii din oraș cu cei care vor fi carantinați acolo. Repet, acela este un spațiu pentru cei care provin de la anumite zone de risc. Să nu cumva să înțelege că acolo vor sta bolnavi. Cei care au cea mică urmă, să spunem așa, de simptomă care se asociază cu acest virus, imediat vor fi preluați prin cei de la salvare, prin cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de o auto specială dedicată un astfel de persoane și vor fi transferați la București, la Institutul Național pentru bolile acestea infecțioase. Deci lucrurile sunt foarte clare. Gestionăm doar pe cei care provin astfel de zone pentru a evita ca acestea să poată răspândi mai departe virusul, dacă vor ajunge să fie. Deci dacă o persoană care se află în acest spațiu de carantină prezintă la un moment dat un simptom, el nu va mai rămâne în acel spațiu de carantină? Va fi de îndată, la primul simptom, va fi preluat și dus către acest centru național pentru boli infecțioase, unde, sigur, se va putea confirma că poate foarte bine, a fost un caz, cineva care a sunat la 112, are o viroză și a fost diagnosticat ca atare, s-a dat tratament și atât. Nu neapărat toți cei care suferă în perioada asta de afecțiuni
respiratorii, au o temperatură, nu neapărat sunt suferi de această boală.